Noi mă acolo. Salutare, dragule! Cu ce te putem ajuta în această zi frumoasă de nu știu ce zi e? Bună, Răzvan. Pentru început aș vrea să-mi dai voie să mă prezint, dacă consider că e potrivit să fac lucrul ăsta. Sunt Daniel Mereuță, fondator companiei BioCircle Surface Technology. CEO și partener în cadrul acestei companii. Și pentru a înțelege mai bine cine suntem și ce facem, este important să discutăm în primul și în primul rând despre clienții noștri, fără de care afacerea noastră nu ar exista. În prezent, în România, sunt aproximativ 4.000 de companii care activează în domeniul industrial, cum ar fi automotive, reparații, material rulant, siderurgie, reparații industriale, injecții mase plastice și așa mai departe. Absolut toate aceste companii au un lucru în comun și anume mentenanța utilajelor pe care le au în dotare pentru a îndepărta depunerile care apar în procesul de producție. Practic, la o anumită perioadă de timp este necesară o întreținere a acestor utilaje din dotare, dar totodată e nevoie și de curățare exterioară a acestora. Cu cât procesul de curățare este mai rapid, cu atât clienții noștri beneficiază de, nu știu, economii sau o viteză mai mare de producție. Poate sună puțin tehnic pentru mulți dintre noi ceea ce spun acum, dar ca să simplific lucrurile, aș reduce totul la un nivelul casnic. Fiecare ne spălăm farfurile după masă și facem acest lucru manual cu ajutorul unui detergent sau unui burete și a unui burete sau cu ajutorul unei mașini de spălat vase și a unui detergent special. În mod similar, aici intervenim noi. Venim în ajutorul clienților noștri cu dispozitive și soluții pentru optimizarea proceselor de curățare industrială. Da. Mai mult decât atât, prestăm pentru clienții noștri și servicii de revizie a utilajelor pe care aceștia le folosesc în procesul de spălare. Anul acesta am lansat o divizie nouă pe piața din România, pe care dorim să o dezvoltăm pentru a veni în sprijinul clienților noștri. Divizie care are legătură cu curățarea circuitelor interioare a instalațiilor care transportă lichide tehnologice a schimbătoarelor de căldură, practic. Ne dorim să creștem randamentul instalațiilor clienților noștri printr-o mentenanță preventivă. Totodată oferim consultanță de specialitate pentru a preveni eventuale dezastre în prim proces tehnologic de producție și cheltuieli neprevăzute. Practic, ca să fiu și mai concis, aș putea spune metaforic vorbind că putem curăța orice prin care curge ceva. Bun. Și acum am ajuns la prima întrebare sau la Revin la prima întrebare. Având în vedere schimbările pieței din ultimii ani, cum profilăm clientul de 2022? În ce sens te referi? Mă refer la metode de identificare a nevoilor noului client în anul 2022. Fiindcă e clar că lucrurile s-au schimbat în piață și dacă ne poți ajuta cu anumite recomandări în direcția aceasta. Dar ce ai observat că s-a schimbat în piață? Pentru că în unele piețe s-au schimbat, în altele nu. Ce ai observat că s-a schimbat în piața ta? Aș putea spune că clienții noștri au devenit mult mai atenți în ceea ce privește eficiența cu care acționează, să zic așa, produsele pe care noi le oferim. Sunt interesați de costuri, economisirea părții, da, partea de financiar și totodată își doresc să putem să le eficientizăm munca în așa fel încât, știu, ei să nu fie implicați în această activitate atât de mult, pe care noi o putem oferi către ei. Mai precis, ce cer mai mult acum față de ce cereau înainte? Sau diferit? Să-și reducă costurile, în primul rând. Și partea de
să zic, durata de viață a produsului pe care noi îl oferim să fie mult mai mare. Adică să nu fie nevoie să Produsul înlocuiesc fiind serviciu de curățenie, serviciul de curățare, de da. curățare. Deci ce vor mai precis este să plătească mai puțin, să țină mai mult. Exact, ceva de genul ăsta. De critic este pentru clienții tăi acest serviciu de curățare? Adică cât de mult poți să-l ignore până când nu mai poți să-l ignore? Dacă ne referim la produsele și utilajele pe care le oferim în mod curent ca și companie, aș putea spune că suntem destul de nișați în situația în care, să zic așa, ei până acum spălau cu anumite produse de curățare, cum ar fi motorină, benzină sau alte lichide la rece. Pe partea cealaltă, dacă mă raportez la nou serviciu despre care vorbeam și pe care dorim să-l implementăm, situația e un pic delicată, fiindcă până când nu ajunge să-i doară, ei nu-și dau seama cât de important este acest serviciu pentru ei, în așa fel încât să acționeze imediat și să-și dorească un astfel de serviciu. Cel mai greu lucru de vândut ever este prevenția. Corect. Și aici vorbim în toate industriile, de la industria farmaceutică și medicală, la industria de sănătate, la industriile tehnologice și așa mai departe. Suntem obișnuiți și să intervenim atunci când se strică. Nu suntem obișnuiți să prevenim stricăciune. Și eu ceea ce am făcut ani de zile a fost să orice business în care am intrat și care era nișat sau încerca să transmită oamenilor ideea că ei vând prevenție, a fost să schimb ceea ce vindeau, să nu mai vândă pe prevenție. Pentru că este foarte greu să convingi omul să scoată bani din buzunar când pe el nu-l doare. Este absolut groaznic. Și îți dau un exemplu. Când am făcut clinica de nutriție, aveam două tipuri de servicii. Erau serviciile prima oară de slăbit, iar apoi era serviciul de menținere. Și atunci prima oară oamenii slăbeau 10, 15, 20 de kg cât slăbeau ei și apoi încercam să le vindem program de menținere să nu se mai îngrașă, care era mult mai ieftin și adică era mult mai ușor să cumperi programul de menținere decât ar fi fost să cumperi programul de slăbit. Însă rata de conversie era undeva la sub 5% dintre cei care slăbeau. Iar în companie, managerii atunci au încercat tot. În companie, managerii atunci au încercat tot felul de metode să crească vânzările alea și pur și simplu nu a funcționat. Când a ajuns la mine problema aia, eu ce am făcut a fost să includ programul de menținere în programul de slăbit. Nu am mai vândut program de slăbit fără program de menținere după. Și atunci nu am avut scădere în rata de conversie la programul de slăbit, iar apoi erau 100% dintre ei continuau un program de menținere că îl cumpăraseră deja. Iar apoi continuau programele de menținere pentru că văzuseră beneficiile prevenției. Dar până când nu vezi beneficiile prevenției, până când nu le simți tu pe pielea ta, le arunci la gunoi. Aceeași problemă o au cei care vând casco. Casco se cumpără pentru că ești obligat să-l iei la mașina când e mașina în leasing. Dar în rest, oamenii care își cumpără mașini noi sau își aduc mașini second hand de nu știu unde, o foarte mică parte dintre ei plătesc casco. Și scopul este exact cum a fost la
cu casco, unde fac cei mai mulți bani, este faptul că au băgat obligația că dacă vrei mașină în leasing, ești obligat să plătești casco. Și atunci, de fapt, tu nu cumperi prevenția, tu cumperi mașina, ceea ce îți doreai cel mai mult, o cumperi să poți să o plătești în rate și așa mai departe, și atunci iei și partea de prevenție. Pe partea de profilare, ce ai zis? Pentru ca prevenția să aibă cât de cât șanse să funcționeze, este nevoie de foarte multă educație. Pentru omul, niciun om needucat nu cumpără prevenție. Și dacă te uiți, cine stă să-și cumpere suplimente, de exemplu, suplimente de magneziu, de potasiu și așa mai departe, pentru sănătatea lui, da? Cine stă să-și cumpere, cine stă să se ducă să facă ceva exercițiu fizic, înainte să aibă probleme de sănătate sau să aibă un obiectiv de genul să slăbească, sunt oamenii educați. Oamenii care au învățat destul de multe despre nutriție, sănătate, sport și așa mai departe, până când zic ok, trebuie să o fac pentru că este necesar pentru mine. Așa că prevenția, din nou, poate să funcționeze în anumite contexte atât timp cât oamenii aia sunt foarte educați. Iar tu ai zis o chestie care nu mi-a plăcut și anume că tu vinzi la companiile alea. Nu vinzi la companiile alea. La cine vinzi de fapt din acea companie? Cine cumpără de acolo? Este antreprenorul sau este directorul de producție sau este directorul tehnic? Cine cumpără cu adevărat serviciile respective de la tine? Cine cumpără, cine ia decizia? În general, serviciul de mentenanță, dacă e parte de întreținere utilaj, dar în același timp poate să fie și parte de producție care poate fi impactată de aceste impedimente care pot apărea pe partea de curățare interioară, ca să zic așa. Bun. Omul ăla de la cine trebuie să ia aprobare ca să cumpere de la tine? De Cine regulă, trebuie să ia aceste aprobare? persoane sunt, de regulă aceste persoane sunt persoane de decizie și în același timp, dacă se duc și analiza pe care eu o fac este suficient de susținută în fața conducerii a directorului tehnic sau a directorului de mentenanță, fără niciun fel de problemă, lucrul ăsta se poate aproba. Ăștia lucrează pe bugete anuale sau Da. aprobate anual? Da. Deci nu poți să vii cu ceva care este în afara bugetului anual, pentru că asta poate să fie aprobată decât peste un an. Nu, se poate lucra și fără bugetul anual. Deci dacă există o situație care arde și e stringentă pentru ei, automat o pot, să zic așa, pot obține bani suplimentari pentru rezolvarea situației respective. Bun, acești oameni responsabili de mentenanța tehnică și de buna funcționare a echipamentelor. Ai făcut vreodată niște evenimente live, vorbesc, nu webinarii sau ceva de genul. Evenimente live. La fel cum, adică este tehnica din farmacie, din industria farmaceutică în care luăm doctorii și îi ducem la simpozioane sau cum aibă se cheamă, la tot felul de alte lucruri prin alte țări, îi plimbăm, le facem educație, iar apoi cumpără de la noi. Ați făcut genul ăsta de evenimente cu ideea de ca oamenii ăștia să se educe mai, să fie mai educați? N-am făcut așa astfel de evenimente până acum. E una din tehnicile care funcționează foarte bine în astfel de contexte. Și cumva ea a rămas blocată în industria farmaceutică, dar eu am luat-o de exemplu și am folosit-o în construcții și material de construcții cu la fel de mult succes. Pentru că era aceeași problemă. Oamenii, de fapt, nu clientul cumpăra, nu clientul care își făcea casa, birou sau nu știu ce, cumpăra de fapt arhitectul și designerul. Ăia spuneau ce să cumpere și de unde. Și ceea ce am făcut a fost, ok, ne focalizăm pe oamenii ăștia, hai să-i luăm pe cei care au cea mai mare șansă să ne aducă cifre mari de afaceri și îi ducem și îi tratăm bine câte 2-3 zile la fiecare trimestru
și în timpul ăla le facem și educația necesară să înțeleagă beneficiile produselor noastre. Dar primul lucru a fost entertainment-ul. Adică te scot gratuit și te duc și te întâlnești cu colegi de-ai tăi și cu așa mai departe. Normal că unii nu o să vină, că vine altul și așa. Na, situații și situații, dar în mare va funcționa. Pe de cealaltă parte, dacă tu spui că există situația exact cum ai descris-o tu și anume, dacă acest director care ia decizia nu are probleme de aprobări de la top management, atunci nu are sens să te duci mai sus. Adică oamenii ăștia trebuie tu să-i educi, oamenii ăștia trebuie să-i aduci de partea ta. Dacă erau să fie probleme mai sus și probleme de aprobare de buget pe anumite lucruri, atunci trebuia să mă duc și mai sus să fac educație. Dar dacă nu ai problema asta, nu are sens să te duci. Iar partea de profilare, că revenim la profilare, până la urmă, pentru tine profilul potrivit este directorul ăla tehnic sau cum l-ai numit, nu mai știu. Director de mentenanță, un director tehnic sau de producție. Oricare din directorii ăștia sunt directorii cu educație. Adică directorii care înțeleg cu adevărat cum să prevină probleme, blocaje în producție. Pentru că tu ce faci de fapt acolo? Tu nu vinzi prevenție. Ăsta e primul și primul lucru. Tu ceea ce vinzi este o productivitate mai mare a utilajelor. Asta e ceea ce vinzi. Pentru că orice utilaj care ție îți stă scos din uz, care nu produce la maximum, care poate să producă timp de o săptămână, două, cinci pe an, aia este o pierdere pentru companie. Punct. Da? Și atunci tu ceea ce vinzi de fapt este creșterea productivității utilajelor. Nu prevenție, nu servicii de curățenie, nu, că nu mă interesează ce e pe țevile acelor utilaje, sincer. Pe mine ca antreprenor, pe mine ca director, nu mă interesează ce e pe țevilele atâta timp cât ele funcționează la productivitatea care mie îmi trebuie. Începe să mă doare și să mă intereseze ce e pe țevilele când nu mai am productivitatea aia. Și atunci, un mic audit gratuit este unul dintre lucrurile care pot să te pună în fața oamenilor respectivi așa cum ar trebui. Și anume, mă duc în fața lor și le spun, uite, din partea noastră ca și companie, aveți gratuit un audit tehnic pe ultimii 3 ani. Și scopul meu este să vin și să scot datele și să-ți arăt gradul de productivitate pe care l-au avut utilajele tale pe ultimii 3 ani. Iar apoi eu pot să-ți arăt că prin serviciile mele eu pot să-ți ridic acel grad de productivitate la X. Și atunci face sens serviciul tău. Numai nu vin de prevenție. Te rog, ieși din a vin de prevenție că e groaznică, sincer. Am Adi, tu înțeles. ce perspectivă ai? Mulțumesc foarte mult. Păi, a trecut mult de la întrebare, dar eu am rămas blocat în profilare și în obiecțiile mai noi pe care le spun clienții. Părerea mea este că, nu știu dacă neapărat este o revoluție a pieței, pur și simplu consumatorii, clienții devin mai educați, sunt mai atenți la financiar, la cheltuieli, mai ales în contextul ăsta cu războiul. Dar rămân doar niște obiecții. Faptul că vor ca soluțiile respective să funcționeze pe termen îndelungat, că vor prețuri mai mici, din punctul meu de vedere sunt doar niște obiecții în procesul de vânzare pe care trebuie să fii pregătit tot timpul să le tratezi și să le rezolvi. Când vine vorba de profilare, nu cred că se schimbă ceva, adică cred că clientul tău rămâne același client, sau baza de clienți pe care îi targetezi este aceeași, iar zona cealaltă de obiecții trebuie văzută separat. Acum noi am mai discutat pe subiectul ăsta, recomandarea mea este să îți mapezi foarte bine toată audiența și sunt instrumente care poți să faci chestia asta, să știi câte sute mii de companii sunt în România cu problemele pe care tu le rezolvi. Ți-aș recomanda
pe lângă audit și ceea ce a spus Răzvan, să faci un studiu de caz sau mai multe studii de caz pe care să le promovezi. Studiu de caz exact pe ceea ce faci tu. Băi, în medie, uite, dacă nu le cureți sau dacă faci o curățare empirică sau dacă uiți de Nu ele te și de... duce cu un medie. Dacă vrei în România să funcționeze, ceea ce zice Adrian e foarte bun, dar dacă vrei în România să funcționeze, te duci cu studiul de caz făcut pe competitorul lor. Că altfel, românii au o destul de mare problemă cu în medie. Că nu prea noi ca nație încă crește în ultimul timp, nu spun că nu crește. Dar încă suntem jos la încrederea în statistici și studii științifice. Încă suntem jos față de celelalte țări și ceea ce am observat din experiență că funcționează Cauza altfel. educației. Cum? Legată tot de educație. Da. Ceea ce am observat că funcționează și îi atacă instantaneu este să te duci să le prezinți un studiu făcut pe concurenți. Deci e criptonită. Mulțumesc mult. Cu mare plăcere, domnule. Ah, vorba unui clasic în viață, altă întrebare. Cea de-a doua întrebare este legată de marketing și aș vrea să știu, în contextul anului 2022, având în vedere toate schimbările care au apărut în ultimii 2 ani cel puțin, ce fel de strategie de marketing să abordăm? Testare produs la client versus prezentare video produs. Răspunsul meu este aia care merge, Adrian. Bun răspuns, superb. Forță! Aia care merge, Doamne! La răspunsul ăsta, sincer, nu m-am așteptat, dar ok, merge și așa. Nicio. Băi, cred că e foarte greu voi să faceți prezentare video. Nu știu, trebuie testat. Adică, înțeleg ce spune Răzvan, aia care merge, dar ca să ajungi la concluzia care dintre ele, și mai ales când vorbim de marketing. Din punctul meu de vedere, când vine vorba de strategii tehnici, tactici de marketing, ceea ce va funcționa întotdeauna este testarea. Trebuie să testezi, pentru că sunt niște fundamente care funcționează, că astea sunt fundamente, dar mai departe sunt specificități de industrie, de cultură, de XXXX. Ca să vezi ce funcționează mai bine pentru tine, este să testezi tot timpul, să testezi canale de marketing, să testezi tipuri de conținut, să testezi tipuri de prezentări. Ideea în marketing este despre funnel, dacă ai funnel-ul bine făcut și înțelegi bine funnel-ul de marketing, da, și etapele din funnel-ul de marketing și ratele de conversie pe care să le urmărești tot timpul. Și să vezi, bă, ok, de aici, aici am 3% rată de conversie, da, funnel-ul total, după care pe fiecare pas am ratele astea de conversie, ce tehnici, ce tactici, ce pot să testez sau ce pot să implementez pe fiecare pas ca să îmi măresc rata de conversie pe procesul respectiv. Și atunci o să ajungi la ceea ce ți-a răspuns și Răzvan, ceea ce funcționează, dar ceea ce funcționează trebuie să vină din date, nu din părerea nimănui. A mea Am sau a înțeles. ta sau a lui Răzvan sau așa mai departe. Testează. Testează și ascultă ce spun datele. Și mare atenție cu datele, să nu faci datele să îți argumenteze punctele tale de vedere. Pentru că este o tendință pe care o văd la foarte mulți antreprenori, foarte mulți oameni iau datele și le interpretează și reinterpretează cum vor ei, astfel încât să le justifice niște puncte de vedere pe care le aveau dinainte. Și asta, să știi că în teorie pare stupid, dar cu toții o facem. Cu toții avem A tendința. spus unul mai inteligent ca noi că majoritatea oamenilor folosesc cărțile la fel cum bețivii folosesc tălpii de lumină, pentru suport în loc de iluminare. Exact. Și cam asta e și cu datele. Mulți le folosesc exact cum folosesc bețivii stâlpii de lumină, să le susțină propriile idei în loc să le ilumineze mintea. Și ce am zis eu la început, ideea de ce am spus-o este pentru că de prea multe ori văd că complică antreprenorii lucrurile într-un anumit hal în care
Nu, câteodată pur și simplu nu înțeleg, mă dau în spate și zic ce, cât de mult ai stat în businessul ăla de nu poți să vezi prostiile pe care le faci. Și anume, nu contează ce spun studiile, nu contează ce spune părerea ta, nu contează ce spune, nu contează faptul că s-a schimbat piața și am trecut prin pandemie și apoi intrăm în război și apoi dracu mai știe ce se întâmplă, că probabil că va veni și după război. Mult vor veni probleme la fel de mari. Facem ceea ce funcționează. De fiecare dată facem ceea ce funcționează, dar ca să știm ceea ce funcționează, trebuie să facem teste, exact ce a spus Adrian. Dar teste obiective. Nu mă interesează părtinirea asta pe care mulți o avem, că vrem să funcționeze într-un anumit fel. Vin la fel ca tine, mă întreabă foarte mulți: auzi, dar eu nu aș putea să trec pe vânzări online, pe serviciul ăsta, că aș scăpa de aia și de aia și de aia. Iar răspunsul meu este: bun, scap de aia, de aia și de aia, dar aia, aia și cu aia altă de care tu vrei să scapi, acum fac profit? Da. Și atunci de ce dracule ai vrea să scap de ele? Lasă-le pe alea dacă fac profit. Și vezi dacă îți merge și vânzarea online. Și apoi dacă îți merge și vânzarea online, încearcă și vânzarea prin porumbei. I don't give a fuck. Dacă merge, o voi ține. Dacă nu merge, voi schimba. Iar ceea ce este diferit, foarte diferit în marketing și management. De ce nu mă vezi că vin și fac acum cursul de fundamentele, un sistem de marketing care să meargă la toată lumea? Pentru că nu există. Există câteva fundamente, dar nu este atât de diferit de la industrie la industrie, de la public țintă la public țintă, încât să vii și să faci un curs pe un, sau să creezi un sistem de marketing care să pretinzi că funcționează în orice industrie, este unul dintre cele mai mari bullshit-uri. Managementul funcționează pentru că toți conducem oameni. Avem putere asupra lor. Și atunci putem să punem un sistem care să ducă la performanță, necontând industria. În marketing e cu tot o altă mâncare de pește. Deci ce îți recomand aici, Daniel, este Da. să fie foarte clar, să-ți desenezi funnel-ul de marketing. Funnel însemnând procesul prin care ajungi de la piață la client semnat sau și mai departe, la retenție dacă e cazul, și să spargi acest proces în acest funnel în etapele importante și să te focusezi nu pe tot funnel-ul cap coadă, ci pe etape, să vezi unde sunt bottleneck-urile. Și acolo unde vezi bottleneck-uri, să începi să te joci, să testezi. Și asta Ai va grijă. funcționa. E extrem de bine ceea ce orice companie ar trebui să-și facă asta. Funnel nu e altceva decât pașii prin care trec clienții tăi de la stadiul de n-a auzit de tine la stadiul de a pleca de la tine din companie, s-a dus la altcineva și nu mai vine client, nu mai este clientul tău. Apropo că funnel nu se încheie la prima vânzare. Asta e. Ar fi bine să o înțelegem asta, se încheie funnel, se încheie momentul în care am pierdut clientul, nu mai stă cu noi. Atunci se încheie funnel. Dar am vrut să precizez aici un mic detaliu. Când îți vei desena funnel-ul și vei vedea, ok, ăștia sunt toți pașii prin care trec prospecții noștri și te uiți și vezi un bottleneck în pasul 5. Să zicem, vezi un bottleneck în pasul de ofertare, să spunem. Nu mereu poți să rezolvi problema din pasul ăla din funnel cu unelte cu Pentru fan secret mijloace apaia. în pasul respectiv. De multe ori Iar apoi. Exact, de multe ori ca să rezolv problema din pasul 5, va trebui să schimb pașii 2, 3 sau 4. Hai să dăm și un exemplu aici, Răzvan, pentru că te-ai folosit de zona asta de ofertare și e foarte relevant. Când ajungi la ofertare, să zicem că ai o rată de conversie de 10%. Și ceea ce zice Răzvan este extrem de important, pentru că vei avea o rată de conversie de 10%
Cel mai probabil pentru că nu te-ai asigurat de eligibilitatea clientului în pasul de început, adică din momentul în care ți-a devenit lead, nu l-ai calificat dacă se cadrează sau nu în profilul tău de client. Și doi, nu i-ai stabilit nevoia. Foarte clar. Și dacă tu ai trecut de etapa asta și ai ajuns cu el în ofertare, da, bineînțeles că aici vei avea o rată scăzută de conversie. Și atunci ce trebuie să-ți faci este să te asiguri în primul pas că faci lucrurile cum trebuie, adică că este calificat, că se încadrează în profilul tău de client, că este eligibil, că are finanțe. Sau și mai important, că stai de vorbă cu persoana potrivită. Pentru că ajungi să trimiți ofertă către o persoană care nu are putere de decizie, ajunge oferta, dacă ajunge la puterea de decizie și trebuie să te întorci înapoi în funnel să o iei de la început. Deci așa este. Când te uiți pe funnel, trebuie să vezi care este cauzalitatea bottleneck-ului. Și câteodată va fi chiar acolo. Și când va fi acolo, ca să vorbim și mai concret. Când ai o echipă de vânzări bine definită, tu deja ai funnel-ul, știi istoric, știi pe date, care sunt ratele de conversie. Știi că de la awareness la calificat ai 70%, de la ofertare la final către client ai 30%. Știi datele astea. Și îți vine un vânzător nou care la un moment dat, la ofertare, în loc de 30%, scade la 5%. E, acolo poți să-ți spui, dar restul de procente sunt aceleași. Acolo poți să spui cu siguranță, cu certitudine mare, că el are o problemă acolo la ofertare. Și strict acolo. De ce? Pentru că restul de cifre se încadrează în standardul companiei și în standardul sistemului pe care tu l-ai dezvoltat. Da. Am înțeles. Ok. Mulțumesc foarte mult. Legat de marketing, Răzvan, ce alte strategii de marketing sunt importante de abordat în momentul de față? Marketingul nu s-a schimbat. Marketingul este același. Ceea ce s-a schimbat însă sunt nevoile oamenilor. Și asta e ceea ce nu înțeleg foarte mulți când vin evenimente cataclismice, cum am avut parte de două până acum, și sau când vin crize. Depinde, eu am avut parte de vreo 3-4 în ăștia 2 ani. Adică Nu, pe vorbim. lângă factorii externi, companiile au mai avut și evenimente interne Da. cataclismice, foarte multe dintre ele. Sau momentele în care vin crize, ceea ce nu prea se înțelege, din păcate, este că marketingul, el în sine, nu se schimbă, dar se schimbă clientul. Se schimbă omul dacă înainte era cu gândul, uite, când am intrat în pandemie și am început cu restricțiile și cu toate cele, da? Marketingul nu trebuia să schimb ceva, acum mă mut de pe evenimente live, pe webinarii sau mă mut de pe a mai face vânzări față în față, mă mut pe a face vânzări la telefon. Pentru că ălea sunt pur și simplu mijloace de marketing, le testez pe toate, vezi ce funcționează. Nu aia e problema. Problema este că nu înțeleg oamenii că nevoile, focusul clienților lor s-a schimbat. Iar în momentul în care focusul lor se schimbă, dacă tu continui să comunici cu el la fel pe cum comunicai, de exemplu, înainte de pandemie, este ca și cum începi și vorbești chineza românului. Nu, nu te mai aude, nu te mai înțelege pentru că nu ești pe nevoile și pe starea lui emoțională din momentul respectiv. Și în cazul ăsta, cum o determină pe client să ne ceară ceea ce el are nevoie? Cum? În cazul ăsta, cum îl determinăm pe client să ne ceară ceea ce el are nevoie, dacă mentalitatea s-a schimbat și nevoia s-a schimbat? Păi, este ideea din leadership și care se aplică la fel de bine marketing de pacing și leading. Ce înseamnă asta? Înseamnă o foarte mare greșeală pe care o văd la marketeri și la antreprenori care își conduc ei diviziile de marketing și mai departe. Este faptul că este faptul că ei nu fac pacing și leading, adică nu te iau din locul în care tu ești, cu problemele pe care tu le conștientizezi în momentul ăsta. Și nu-ți marketează pe acele probleme pentru că apoi să te treacă prin educație și prin funnel-ul lor de vânzare, astfel încât să te ducă la problema pe care tu o rezolvi de fapt.
Ceea ce încearcă să facă este să vină cu problema pe care tu o rezolvi de fapt și să ți-o bag ție pe gât. Și nu funcționează, pentru că eu nu vreau să te ascult în momentul ăla pe problema pe care tu o rezolvi. De exemplu, dacă tu vii cu produsul tău, cu serviciul tău de curățire, de, să zicem, de țevi pentru orice trece lichid prin ele, iar pentru mine, în momentul ăsta, la mine în cap, am, să zicem, probleme cu productivitatea, asta nu se traduce. Și atunci pe tine te ignor. Chiar dacă tu îmi faci publicitate pe aia și mi-arăți ad-uri și așa mai departe, te ignor total. Și atunci ce fac ca marketer? Fac promovare pe ceea ce te doare în momentul ăsta. Identific ce te doare în momentul ăsta și asta e ceea ce promovezi. Și scopul funnel-ului este să te mute de la ce identifici tu la soluția mea. Și îți dau exemplu că tu tot ai trecut prin funnel-urile noastre și, de exemplu, prin funnel-urile TBF și ai cumpărat și soft și ai cumpărat și curs de management și ai cumpărat și program de implementare cu Adrian și așa mai departe. Da? E, cum era dacă eu mă apucam să promovez soft de management în România? Direct. Păi spun eu, TBF-ul rămânea mulți ani în spate. De ce? Pentru că în capul antreprenorilor și managerilor, problema lor nu era că nu au soft de management. Problemele lor erau altele. Oamenii nu îi ascultau, oamenii nu făceau ceea ce trebuiau să facă. Stăteau 7 zile la birou un operațional și n-aveau timp nici de familie, nici de creștere, nici de nimic. Ăle erau problemele lor. Și atunci ce am făcut? Am promovat pe acele probleme. Am oferit soluții pe acele probleme. Iar apoi, una din soluțiile care te ajută în problemele respective a fost softul. Dar dacă nu te Un luam. exemplu și mai bun aici ar fi ceea ce facem noi la termene cu TBF-ul. Da. Deci, pentru că distanța e foarte mare între ce, produsele, serviciile, termene puro și prezența mea în webinariile și în podcasturile TBF. Distanță mare la nivel de servicii. Dar ce credeți că s-a întâmplat cu vânzările noastre în noiembrie și decembrie, timpul care noi am avut acel MBA de 30 de zile? Au Au crescut. bubuit. Au bubuit. Deși cred că am vorbit de 2 ori în 30 de zile despre ceea ce face termen. Și de principiu, dacă te uiți la modul în care eu comunic, comunic extraordinar de puțin pe ceea ce face termene de fapt și de drept. Comunic pe nevoi, comunic pe nevoile emoționale de multe ori ale clienților noștri. Iar comunicarea cu Răzvan și cu TBF este pe o problemă reală, mare, pe care o au câți din clienții noștri? Toți. Da. Toți au. Și da, din acești toți care ne văd, care ne urmăresc, un procent, că este un funnel de conversie, au venit, au sunat la termene și au spus: domne, vreau și eu să văd ce faceți, vreau, mă interesează și pe mine. Dar eu nu am cerut, n-am, cred că am spus o singură dată, de 1 decembrie am spus: intrați și faceți-vă cont gratuit, pentru că era acea campanie. Când ați aduce aminte că ai urmărit. Deci a fost un efect, da? Un impact asupra business-ului real, măsurabil, fără ca eu să vorbesc despre business și să vorbesc Îmi pare despre. rău că n-am putut să beneficiez de ofertă, că eram deja client al tău, ca să pot să iau gratuit un cont la termen. A fost valabil doar luna decembrie, dar poți să-mi deschizi oricând cont. Există contul gratuit în continuare la mine, să știi. Ideea este că ăsta e un fundament al marketingului. Mergi de fiecare dată și promovezi pe problemele pe care omul tău deja le conștientizează, pe care prospecții tăi, potențialii tăi clienți deja le conștientizează. Nu promovezi pe problemele care tu știi că sunt reale. Pentru că e ca și cum vorbești chineză românului. Asta e ceea ce se întâmplă și asta e ceea ce nu înțeleg. Și știi de ce nu înțeleg? Pentru că majoritatea antreprenorilor, vorbim aici, se îndrăgostesc de produsele și serviciile lor. Și știi care e problema? Când te-ai îndrăgostit de produs, ai impresia că ajungi să crezi, clientul este ăla dobitoc, că nu înțelege cât de mișto este produsul tău. Și cât de tâmpiți sunt ăia de la concurență? Adică de ce vorbește clientul de concurență? Că ăia nu sunt ce trebuie. Și de aia. Și atunci, ideea nu este să te îndrăgostești de produs, te îndrăgostești de clientul pe care îl servești. Asta e ideea și în care ar trebui să existe în cultura oricărei companii.
Nu suntem o companie de produse și servicii. Suntem o companie care rezolvăm probleme pentru oamenii ăștia. Așa ar trebui definită o companie. Asta am spus în momentul în care a început pandemia și eram implicat în 12 sau 13 companii în momentul ăla, o parte dintre ele fiind în Horeca, construcții și așa mai departe. Am fost loviți de ne-au sărit ochii și multe dintre companiile alea cu mai mult de 1.000 de angajați. Și acum, primul lucru și primul lucru pe care l-am făcut a fost să am întâlnire cu toți, să le spun: dragilor, nu vă mai definiți prin faptul că voi faceți termopane sau că voi vindeți donere sau că voi vindeți servicii de cazare. Nu asta faceți. Ceea ce faceți este să rezolvați probleme pentru tipul ăsta de client. Asta nu s-a schimbat. Tipul ăla de client încă există acolo. Numai că i s-au schimbat problemele pentru următoarea perioadă. Hai să vedem cum ne schimbăm noi producția, liniile de producție, produsele, serviciile, astfel încât încă să fim relevanți cu noile probleme ale clienților noștri. Că altfel, mai adăugam, dacă nu stăteam pe poziții în partea aia, în primul an al pandemiei, mai adăugam vreo 5.000 de oameni la marele șomaj tehnic pe care au sărit toți de parcă le dădeau bani gratis. Ok. Mulțumesc foarte mult. Mare plăcere, domnule. Și să trecem la următoarea întrebare, care are legătură cu partea de customer care. Până în prezent, trebuie să recunosc că am făcut customer care în cadrul companiei și la nivel de companie, în acest moment simțim nevoia să trecem la nivelul următor, respectiv la partea de ultimate customer experience. Practic, noi ne dorim să surprindem clienții prin depășirea așteptărilor acestora și vreau să știu cum ne poți îndruma ca echipele noastre să poată oferi acest Ultimate Customer Experience astfel încât să depășim așteptările clienților. Deci voi face acum ceva ce n-am făcut toată cariera mea. Voi da un sfat pe care l-a dat domnul Loran Soares. Care este o idee chiar foarte bună. Faci o listă cu absolut toate interacțiunile pe care tu le faci cu clientul tău după ce a cumpărat. Chiar toate. Da. Fie că interacțiunea aia este pe e-mail, fie că este o scrisoare în poștă pusă, fie că este un telefon, fie că este un produs trimis prin colet, orice interacțiune. Și apoi stați într-un brainstorming cu oameni care au ceva în cap de la voi din companie și faceți brainstorming, liste de idei cum puteți să surprindeți în fiecare punct de interacțiune. Că este un telefon, pot să te surprind prin a-ți da o știre bună la început. Că este că-ți trimit un colet și îți mai pun ceva interesant în el, pe lângă coletul respectiv. Că în momentul în care ai intrat la noi în companie, în loc să fie gol, ai de fiecare dată niște gogoși proaspete pe masă, deși tu vinzi servicii de curățenie industriale. Bine. Faptul că faci un astfel de lucru și stai în acel brainstorming și tot testezi și vezi la ce reacționează oamenii, la ce povestesc după, să le dai oamenilor o poveste de spus. Pentru că asta e ceea ce căutăm de fapt zilnic. Povești de spus prietenilor. Funcționează extrem de bine. Și na, că am făcut-o și pe asta. Daniel, la Te cât rog. timp prelungesc clienții sau la cât timp apare din nou nevoia de a achiziționa aceste servicii de la voi pentru un client care deja a cumpărat? Acum noi suntem împărțiți pe trei segmente în piață. Avem clienți care au o cifră de afaceri cu noi sub 2000 de euro, între 2000 și 5000 și peste 5000 de euro. Acum Ok. clienții aceștia sub 2000 de regulă
Sunt clienți care comandă o dată, de două, maxim de trei ori pe an. Ok. Ceilalți sunt clienți care au un ritm constant, să zic așa, o lună, două, chiar de două ori pe lună, în funcție de volumele pe care le avem la ei. Unde ai cele mai mari probleme cu pierderea clienților? Cele mai mari probleme nu le am neapărat cu pierderea clienților, ci le am cu partea de dezvoltare și de creștere a A business-ului. cotei de Ok, piață. pe upsell, pe cross-sell, nu? Adică nu reușesc să mai vii cu. Ok, pe care segment din cele trei ai cele mai mari probleme? Pe primele două, da? Clienții mari și mijlocii. Deci clienții sub 2000 de euro și clienții, sau invers, clienții. Clienții sub 2000 de euro, acolo nu am o problemă, fiindcă nu-i gestionează echipa de teren, ci gestionăm de la birou direct și nu mai pierdem timp cu ei. Adică pierdem timp în sensul de a fi cât mai eficienți și de a le oferi suport, să nu mai trimitem un om în teren să-l viziteze decât doar dacă e neapărat nevoie. Dar avem partea cealaltă cu clienții între 2000 și 5000 și peste 5000, unde ne dorim să putem să dezvoltăm piața în ideea de a aduce alți clienți, fiindcă până acum, atât în Stai, 2020. Ok, când vorbim de customer care, Da. vorbim de clienții actuali. Corect. Da. Și asta vreau să-mi fie clar, pe clienții actuali, pe customer care, pe care segment ai cele mai mari probleme de cross-sell și de upsell din ăștia, din cele trei segmente? Atunci pe toate, ca să fiu sincer. Ok, probleme în sensul în care nu reușiți să le vindeți alte produse și alte servicii. Da, Dar nu ei atât nu pleacă. cât Ai spus acolo că nu e o noi. problemă de retenție. Nu. Nu te-am auzit. Deci o problemă Deci. de upsell și cross-sell, nu e o problemă de retenție. Asta e clar, da? Adică, deci, o Da. problemă de Da. upsell nu e o problemă de retenție. Clienții rămân. Dar nu Da. reușiți să le vindeți. Ok. Și aveți interacțiuni cu ei constante, mai ales cu cei de la 2000 la 5000 și Da, cei da, peste da. 5000, prin faptul că ajunge acolo tot timpul. Cum arată Ok. funnel-ul? Cum arată funnel-ul pentru clienții activi? În ce sens? Cum arată funnel-ul ca să... Adică, odată ce a devenit client activ, da? Da. La cât timp intră în contact și cu cine și când îi se fac alte propuneri de vânzări Cel puțin de o dată copil? pe lună de către reprezentantul nostru de zonă. Sau Deci, colegul părerea de mea e serviciu că dacă care nu ai o merge. problemă de retenție, deci dacă clienții rămân și nu pierdeți clienții, asta îmi spune că ei sunt mulțumiți de serviciile voastre. Dacă nu cumpără mai mult, înseamnă că nu știu de alte produse și servicii. Adică modalitatea în care ei aud sau ei nu vă percep pe voi ca și furnizori de alte servicii și produse pe care voi le faceți. Okay. Am înțeles. Stai Asta puțin înțeleg eu de aici. că aș avea nevoie. Da, asta așa e, cum zici tu, Adrian, dar aș avea nevoie să înțeleg puțin. Ok, au contact o dată pe lună. Ce se întâmplă în contactul ăla? Teoretic. Ce target ai pentru mărirea conturilor? Că mă înțeleg că lucrați pe un fel de account manager, sunteți organizați, da? Bun. Ce target au acești vânzători pe account manager și ce bonusuri au pentru mărirea conturilor pe care le dețin? Deocamdată, sincer să fiu, nimic. A, păi de-aia nu se întâmplă. Ok. Vrei, orice vrei să se întâmple în sales, Trebuie există să pui bani. target și comisioane sau bonusuri. Ei targeturi au. Deci target există pe fiecare client în parte. La sfârșitul fiecărui an se face un plan pentru anul următor, un buget. Există un sistem de bonusare pe care l-avem implementat în cadrul firmei. Însă ieri discutam despre acest aspect și mă gândeam pentru partea de dezvoltare, efectiv, și aici mă refeream mai mult la clienții noi, să venim cu o bonusare suplimentară extra față de sistemul nostru obișnuit de bonusare pe care îl avem. Da, Păi, uite, te rog să nu faci confuzia asta, Daniel, că da, am înțeles despre ce e e vorba. Deci, important să păstrezi lucrurile separat. Clienții da. actuali, Da. trebuie să ai alte lucruri, trebuie să te Am focusezi pe înțeles. altceva, da? Pe customer care Da. și relația cu ei. Am Clienții înțeles. noi
E altă poveste. E altă Acolo poveste. ai nevoie de... Dar Abordarea e diferită voi față de forța client. de vânzări o aveți împărțită în Hunter și Farmer sau cum? Nu, nu, nu. Doar Hunter. Doar Hunter. Da. Ok. Ei Deci, fac înțeles. practic Hunter și Farmer. Deci... practic fac ambele joburi, da? Caută și clienții noi, dar și au grijă de clienții pe care au un portofoliu. E. Și îi dezvoltă. Bun, Să știi și că nu se care-i poate. targetul pentru clienții în portofoliu? Pentru mărirea conturilor active, care e targetul acolo? Targetul se face pe creșterea cifrei de afaceri și implicit în urma unei analize pe care o avem în Știi care e ultima. problema? Când tu ai spus pe targetul este pe mărirea cifrei de afaceri, Da. vânzătorii hunteri fac ceea ce știu, adică se focalizează să aducă clienți noi. Nu să-ți crească clienții care i-au deja, pentru că sunt hunteri. Asta vreau să spun, că pe clienții pe care ei au, da, fac o analiză și văd din ce alte produse sau ce pot crește ca și volum sau ce alte produse pot implementa în compania respectivă. Da, dar asta nu o să fac un hunter. Asta o face un farmer. Am înțeles. De obicei, în industrie de genul ăsta, cum organizezi forța de vânzări este în felul următor. Ai o divizie de sales de hunteri pe new clients și apoi ai account manager pentru clients, pentru clienții activi. Fiecare account manager, să zicem la tine, poate să ducă 50 de clienți sau 100 de clienți în paralel. Bun. Da. Dacă un account manager poate să ducă 50 de clienți, scopul lui trimestrial este să crească conturile acelor clienți. Și that's it. Nu să caute alți clienți, nu să mărească conturile acelor clienți. De asta îi punem așa. Sunt industrie adevărat în care face sens ca hunterul să facă munca farm, să facă și farming, dar acele industrii sunt de cele mai multe ori foarte high-end și ciclul de vânzare este extrem de lung. Și tocmai pentru că ciclul de vânzare este atât de lung, nu poți să separi forța de vânzări în Hunter și Farmer. Și la noi ciclul de vânzare este lung. Deci eu nu mă duc astăzi și vând astăzi, ci am situații în care vând și după un an de zile sau doi la un Dar care e client. media? Te referi la prima vânzare? Da. Dacă discutăm prima vânzare, cred că sunt cel puțin 4-5 Asta nu e ciclu lung. luni. Asta e ciclu Mai ales că mediu. voi vă adresați companiilor enterprise, unde ai lanț de decizie. Da. Decizia se ia cu Dacă aveai, de exemplu, lanț. un produs pentru care de fiecare dată când tu ai nevoie să-l vinzi, trebuie să fie preaprobat buget anual, Așa te este. ajută. Am situații de genul ăsta. Adică Ai. pe lângă soluții vindem și utilaje. Și sunt utilaje de la 10.000 până la 100.000, poate chiar mai mult. E nevoie de bugetare, e nevoie de discuție, e nevoie de negocieri. Și aceiași vânzători care vând serviciile de curățenie vând și utilaje. În principiu, da. Asta e o discuție lungă și am nevoie să văd dacă nu văd tipurile de clienți și datele pe fiecare, e foarte greu să-mi dau cu părerea și să spun. Doar ce știu din ce mi-ai spus este că ai nevoie de oameni care să fie focalizați pe new clients și oameni care să fie focalizați să crească vânzările pe clienții activi. Asta e și motivul pentru care, dacă ți-aduci aminte la ultima noastră întâlnire de la Ploiești, pe care am făcut-o luna trecută, ți-am spus că am lansat această divizie care va fi coordonată de un singur om și va căuta doar clienți noi pentru serviciul acesta. Și am Da. mers nișat și am zis, hai să mergem să căutăm într-adevăr clienți pe care nu-i avem în portofoliu și să dezvoltăm această ramură de servicii de spălări interioare, în așa fel încât să aducem ceva nou în cadrul companiei. Și mă refer la companii pe care probabil până acum nu le-am abordat. Dar care e produsul vostru tractor? Produsul nostru tractor este însăși denumirea firmei BioCircle. E un utilaj de spălare care folosește o soluție cu microorganisme care descompune hidrocarburile în dioxid de carbon și apă.
Practic, rezidurile care rezultă în urma spălării sunt mult mai reduse. Și stai Și puțin, ăsta e produsul vostru tractor pentru că se vinde cel mai ușor? e produsul nostru reprezentativ, să spun Nu, așa. produsul tractor nu e produsul reprezentativ. Produsul tractor este produsul care se vinde cel mai ușor, care cu cel mai puțin efort de vânzare, eu pot să închei vânzarea. Asta este. Asta este. Asta este. Și care ar putea, ai stat vreodată să, nu știu, o zi, două, trei în zilele de gândire sau într-o mică tabără de concentrare cu managementul tău, să vă gândiți ce produs ați putea să creați? Un produs mai bun tractor, nu produs reprezentativ, ci un produs care să vă micșoreze ciclul de vânzare de la 4 luni în medie la 15 zile. Să pot să intru pe ușă. Cea mai grea vânzare este prima vânzare. Așa este. Ăsta Și este produsul care ne reduce timpul. Deci aici oferim produsul în regim de comodat. Practic, clientul primește utilajul și își achiziționează doar lichidul pentru spălare și serviciul utilajului, mentenanța utilajului respectiv. Practic, aici n-ai nevoie de putere de decizie mare, fiindcă nu există o valoare atât de ridicată a primei achiziții și atunci lanțul se scurtează foarte mult. Ok, bun. Că de Da. obicei, în mod normal, cum ce ar trebui tu să vezi în funnel-ul tău de vânzare ar fi așa. Prima rată de conversie, adică de la prospect care n-a mai cumpărat de la tine la client, ar trebui să fie 10 de X. Dar rata de conversie a celor care au cumpărat de la tine la a doua cumpărare ar trebui să fie 3-4X. Dacă nu este, ai probleme la partea a doua. Oricare ar fi prima, ca și rată de conversie. Și dacă am probleme la partea a doua, ce e de făcut ca să îmbunătățesc? Să ai oameni focalizați pe farming, pe creșterea conturilor. Și nu poți să faci asta, poate de multe ori, uite, partea de eventuri. Să ții clienții activi și să-i duci în eventul unde să le faci educație, ca astfel încât să poată să cumpere. Să ai niște oameni care îi sună constant și stau 5 minute de vorbă la care cer răspuns la acei oameni pe care îi deservez, să zicem, la 20-30 de întrebări, care acele întrebări vă spun vouă problemele reale cu care ei se confruntă în acest moment, ca să vă dea muniția cu care voi să vindeți. Să nu vindem un blind acolo. Dar pentru toate astea trebuie oameni care sunt focalizați pe asta, nu au și focus pe new client. Din ce înțeleg acum, e clar că mare parte din echipa pe care o am este focusată pe farming mai mult decât pe hunting. Da. Noi ți-am dat teoriile, tu trebuie să le traduci în business-ul tău cum Mulțumesc merge. foarte mult. Super. Următorul punct ar fi acela legat de echipa, compania. Și aș porni discuția de la următorul aspect. Ce individul exprimă, societatea reprimă. Și după cum bine știi, suntem în plin proces de implementare TBF și avem următoarea situație. Bănuiesc că o intuiești, reticența echipei la digitalizare, implementare soft de management, ERP și alte aplicații. Ce ne recomanzi? Cum implementez astfel încât echipa să iubească aceste softuri? Mult training. Mulțumesc. Oamenii nu au o problemă cu ERP-ul, nu au o problemă cu TBF digitalul, nu au o problemă cu orice altă aplicație care se demonstrează că îi ajută. Cu ce au o problemă este cu necunoscutul. Oamenii ăia n-au participat de cel mai multe ori la trainingurile susținute de noi și la nu au avut percepție informației la fel cum ai avut-o tu. Pentru că și eu și Adrian, în trainingurile pe care le-am făcut, ele au fost cu scopul de a educa antreprenorii și top managerii. Partea de a-ți educa angajații
este o altă mâncare de pește care se face intern. Și atunci oamenii, asta am văzut și asta de exemplu observ mai, când mai apare câte o companie care zice am 30, 40, 50 de vânzători, nu știu ce. Și primul lucru care întrebă, ok, ce CRM folosiți? Că am nevoie, știu datele și îmi zic că nu folosesc CRM. Și atunci încep să iau razna. Și după pleacă de acolo cu ideea, ok, trebuie să-mi implementez CRM că nu am date dacă nu implementez CRM. Și după aia vin și zic, dar vânzătorii nu vor să îmi scrie de fiecare dată în CRM, să-mi facă aia, să-mi bla, bla, toate bullshit-urile care vin. De fiecare dată vin pentru că n-au făcut destul training pe CRM-ul respectiv. Și am aruncat omul într-o lume nouă pe care ei nu știu cum să o controleze, nu știu cum să fie productivi în ea, le ia enorm de mult timp față de cât le lua lor înainte să scrie pe o agendă, pe un caiet și așa mai departe. Și atunci normal că se pun împotrivă. Așa că, 1. Mult training. 2. Fermitate, dragule. Adică aici nu discutăm. Nu, nu, asta nu e de aici, nu avem democrație. Okay. Nu. Fără Și de democrație. mult training, aici te referi și la instrucțiunile de lucru sau training făcut cu compania care a implementat softul? Nu, training făcut cu angajații tăi pe cum se folosește softul și jocuri de rol și grupe de în care vorbim despre cum funcționează fiecare lucru și uite așa adaugi un obiectiv și de ce e important un obiectiv și ai nevoie să expui destul de mult la informația aia până când aia nu mai este o noutate și pentru ei este o normalitate. Înțeles. Dacă este o noutate, oamenii vor zice că E ca și atunci când te urci prima dată la volan și înveți să conduci și. exact. Aia nu e o plăcere. Volanul devine o plăcere după ce ai condus destul de mult timp încât poți să te relaxezi la volan. Corect. Dar înainte, prima oară când te urci în mașină, te cași pe tine de frică și transpiri și aia nu e nicio plăcere. Unde dracu e plăcerea acolo? Și încearcă tu să le explici fix atunci când ei transpiră și le e frică pe ce să nu greșească pedala pe care să apese, încearcă să le explici tu că știi că va veni un moment în care vei iubi și vei face asta atât de natural. Păi nu poți să-și imagineze momentul ăla. N-ai de unde. Stai cu ei în training. Dar nu uita de fermitate. Adică facem training, dar facem și ce am zis acolo. Hai să scoatem debate-urile astea din companie. Unele lucruri, ok, ne întâlnim, avem debate-uri, nu știu ce. La unele lucruri. La altele, nu. Asta e direcția, așa facem. Iar fermitatea înseamnă să trimiți avertismentele. Da, Nu înțeleg. corect. Și să le respecti. După aia să respecti și consecința Da. avertismentelor. Nu înțeleg. Pentru că în majoritatea companiilor, și aici vorbesc de majoritate, lucrurile se schimbă radical după primul om concediat pe avertisment. În momentul în care s-a întâmplat aia, lucrurile se schimbă radical. Nu se schimbă radical în faptul că oamenii devin mult mai stresați, ci devin responsabili și apoi devin relaxați. Dar până atunci, pentru foarte multe companii, trebuie să fii un lider foarte bun, să nu ai nevoie să treci prin contextul respectiv. Eu nu sunt ăla. Eu, când intru într-o companie nouă și știu că ok, am de implementat rapid sistemul, mă uit, ok, care e ăla? Care e ăla care... Asta e. Știu că după va fi mult mai ușor. Am înțeles. Ideea e că dacă Și noi scăpăm. întotdeauna există un ăla. Da, Da. corect. Dacă noi scăpăm de această rezistență a lor în utilizarea softurilor, practic compania n-ar mai avea rezistență din partea clienților la tehnologiile noi pe care le propunem. E practic o reflexie în oglindă, da, a modului în care noi lucrăm cu tool-urile pe care le avem și reacția pe care au clienții la ceea ce noi le oferim. Da. Dar mult training. Foarte
mulți antreprenori și manageri subestimează enorm de mult cât de mult training este necesar pentru ca oamenii să accepte și să fie productivi într-un sistem nou, într-un soft nou, pe o metodologie nouă și așa mai departe. Subestimează de nu vine să cred. Deci își implementează un CRM și ei cred că dacă și-au adus toți vânzătorii o zi și le arată cum funcționează, Asta e. asta e. No Înțeles. fucking way. Ok. No fucking way este o vorbă din Biblie. Am înțeles. Din Biblia mea, nu. Da. Răzvan, mai am o ultimă întrebare. Și vorba românului, toate bune și frumoase, dar aici e partea cea mai dificilă pe care am lăsat-o la urmă, ca să zic așa. Am Că suntem discutat. obosiți, eh? Da. Se practică. Am învățat să profilăm clienți, vânzare, marketing, am tot discutat despre lucrurile astea, însă cel mai, să zic așa, sensibil subiect pe care am vrut să ți-l las la urmă este acela, dacă ai putea să ne sfătuiești cum putem să recrutăm fără să dăm greș. Eu mă retrag, mă duc în altă parte. Că n-am. Asta e utopie ce îmi ceri. Că mi-aș dori și eu. Mi-aș dori să jur. Tu știi cât mi-aș dori? Dar nu știu cum. Ce știu este cum să nu dau greș în perioada de probă. Adică să nu las oameni incompetenți, cu caracter care nu este ok și care nu au chimie cu mine, adică nu-mi place să lucrez cu ei, să treacă de perioada de probă. Dar prima parte, nu. E adevărat, am o rată, poate, și eu și Adrian avem o rată poate mai bună decât ceilalți. Dar asta pur și simplu că am făcut-o mai mult. Dar tot nu este o rată remarcabilă. Nu este. Încă 50% dintre oamenii pe care îi pun în perioada de probă, pe care eu zic, da, ăsta e un om bun, îi dau afară în perioada de probă. Și de cele mai multe ori nu-i concediez după 3 luni, îi concediez după o lună. Dar nu văd, nu am de unde să văd. Decât dacă procesul de recrutare a fost atât de lung încât am avut un an, doi de comunicare cu acea persoană, de mici proiecte de teste, de mici sesiuni de consultanță, de lucruri de genul ăsta, care se întâmplă câteodată, mai ales când vreau să aduc un om care la început nu prea e convins că vrea să vină la mine. Și atunci îmi ia 2 ani de zile să-l conving și de cele mai multe ori, ok, ăla ai o recrutare reușită. Însă, nu pot să aștept atât cu fiecare. Am înțeles. Dar din perspectiva mea, cea mai mare greșeală pe care o fac antreprenorii în recrutări este că fac compromisuri. That's it. Se grăbesc. Fac compromisuri. Zic, da, hai că, deși nu sunt 100% convins de omul ăsta, hai că poate. Aia e problema. Dar să nu faci greșeli. Utopii, fantezii frumoase. Dacă încerci să-mi spun și eu o strategie de marketing care să meargă de la început, ești deja. Asta spuneam când făceam consultanță și veneau companii la mine și ziceau, bun, îți dau cât ai tu fiu, 200.000 pe an, îți dau, bun. Dar tot ce implementezi tu trebuie să meargă. E, ok, du-te, ieși pe ușă, lasă-mă. Înseamnă că nu avem deloc așteptările calibrate. Tot ce o să implementez eu nu o să meargă. O parte dintre ce o să implementez eu o să meargă și o parte nu o să meargă, dar o să schimb până când o să meargă. N-am altă șansă. Asta e business-ul.
Că era ca vorba aia, știi? Vrei loialitate de la oameni, angajează-ți labradori. Vrei siguranță, angajează-ți roboți. Una din două. Nu, acum că l-am văzut pe Adrian, nu mai zic. Dacă vrei loialitate oarbă de la oameni, angajează-ți labradori. Angajează-ți... Cum se numește, mă, rasa câinelui tău? Akita, Akita. Akita. Angajează-ți Akita. Akita. Nu o să te bagi în seamă, dar e foarte loial. Dar e foarte bine. Dragi de ei, da. Da. Da, nu, să știți că nu e un secret, nu e vreo... Am dat procesul de recrutare, este în curs. Chiar să știi că nu e altceva. Sunt ani de zile în care am făcut asta, sute de lideri recrutați în 11.000 de industrii. Nu e alt secret, dar trebuie să o faci cu sfințenie, să treci prin foarte mulți. Recrutarea este un joc al numerelor. Nu este un joc de îndrăgosteală. Am văzut pe unul, m-am îndrăgostit de el, că mi-a plăcut ceva la el și după aia sunt orb la toate celelalte lucruri. Ăsta mi este unul din lucrurile care mi-e cel mai greu să-i învăț pe alții. Nu vă mai îndrăgostiți de oamenii ăia din fața voastră. Rămâneți obiectivi până după perioada de probă. După aia pupați-l. Dar până după perioada de probă rămâi obiectiv. Și chiar am scris un fundament care nu știu dacă s-a trimis. Fraților, îi zice perioadă de probă, nu perioadă de acomodare fiar măsa dreacu. Îi zice perioadă de probă. Nu are nicio treabă acomodarea acolo. Scopul celor 3 luni este să-mi dau seama dacă pot să performez într-un context mult mai greu decât va trebui să performez după. De-aia îi zice perioadă de probă. În SEALs, în Navy SEALs, îi zice Hell Week. Nu îi zice Spa Week. Îi zice Hell Week. Nu Comfortable Week, nu Accommodation Week. Nu, fraților, îi zice Hell Week. Și aia trebuie să fie primele 3 luni. Sunt Hell pentru omul ăla. Pentru că dacă performează acolo, după, și viața lui va deveni mai bună. Dar și noi știm că avem pe cine trebuie lângă noi. Corect. Corect. Și știu că Adrian trebuie să vă țină să nu alergați prea repede, că voi vreți mâine să se întâmple toate lucrurile din sistemul de management. În ultimele 2 luni m-am lămurit că e imposibil. De ce? Nici eu. Păi, știu că Adrian vă lămurește ceea ce spuneam eu, era pentru cei care nu sunt cu Adrian și nu au un astfel de ajutor cu implementarea sistemului de management. E un motiv, nu pentru că eu sunt ăla foarte tare și apoi am dat sistemul și l-am pus pe implementare de un an de zile, că eu cred că ceilalți sunt puțin mai înceți ca mine. Nu, și eu tot într-un an de zile îl implementez. Nu pot mai repede. Sunt mult prea multe lucruri, mult prea multe lucruri care oamenii trebuie să se acomodeze, mult prea multe lucruri pe care să intre în cultură. Nu poți să creezi o cultură într-o lună. N-ai cum. Așa e. Bun, domnule, o ultimă întrebare. Întrebătoare. Dacă... Da, te rog. Nimic, nimic. Vreau să spun o prostie, dar dacă te apucai, spune. Ultimă întrebare. Dacă ar fi să fac un rezumat la tot ceea ce am discutat în această oră jumate și vă mulțumesc amândurora pentru oportunitatea aceasta, ar fi cum putem, după ce am făcut toate eforturile pe care le-am făcut, să reușim să aducem în compania, în companiile noastre,
fiindcă știm că e muncă, da, e de muncă, nu venim să ne distrăm, exact cum spuneai și tu, suntem focusați pe ce avem de făcut. Cum putem crea acel climat de echilibru în care omul să simtă că vine la muncă mai ceva decât se duce acasă, nu știu cum să spun, cred că e. Va fi o consecință naturală. Deci, zona E de ceva la control care, naturală. visez. Și dacă ți-aduce aminte, Adrian, la prima noastră întâlnire, ți-am zis că îmi doresc să formez o echipă de elită în cadrul companiei. Și ăsta e un vis pe care l-am avut de când am pornit compania. Acum, de când am aflat de TBF, odată în plus îmi dau seama că este realizabil. Și asta e Va fi o întrebarea. consecință. Asta părea că eu așa văd lucrurile. Toată zona asta de cultură organizațională, de performanța oamenilor, va deveni o chestiune naturală. Ține de cultură organizațională și va deveni natural. Dacă lucrurile sunt implementate cum trebuie, dacă se dau avertizmentele alea pe responsabilități așa cum trebuie, dacă sunt concediați oamenii care nu își îndeplinesc responsabilitățile pentru care plătesc salariul, dacă sunt stabilite obiectivele alea și se dau bonusurile pentru obiectivele de creștere, lucrurile astea două, da, cele două forțe, vârtejul și creșterea, îți vor crea performanță. Pentru că și îți vor atrage, vor veni oameni din ce în ce mai performanți, vei reuși să recrutezi liderii pe care tu îi cauți. Și când ai adus un lider de genul ăsta, îți trebuie unul singur. Când ai adus un lider de tip A, da? Steve Jobs îi numea A players, da? Când ai ajuns un lider bun, o să-ți fie ție mult mai clar cum trebuie să arate următorii. Da? Și ceilalți se vor replia, vor crește, vor evolua și ei, sau te vei despărți și vei aduce alți oameni cu care să crești compania. Deci Este o lucrurile, confuzie toate foarte lucrurile astea vor fi o mare. consecință. Este o confuzie foarte mare cu privire la ce înseamnă să creezi o companie în care oamenii cu adevărat se simt împliniți și cum spuneai tu, să vină la birou mai ceva ca când se duc acasă. O modalitate să faci asta este să le faci un iad acasă și atunci vor veni la. Dar o modalitate mai sănătoasă e următoarea. Ceea ce spunea Adrian este în felul următor. Primul lucru, implementezi un context de performanță. Dacă nu ai context de performanță, atunci degeaba ție oamenii îți vin fericiți acolo pentru că vin fericiți să frece menta și nu câștigă nici ei, nici noi, nimeni. Da? Și atunci primul lucru, avem nevoie să implementăm un context de performanță, dar un context de performanță măsurat, obiectiv, clar, astfel încât oamenii să poată să se simtă în control pe viața lor, dar în standardele de performanță stabilite de companie. Și ceea ce se întâmplă după este lucru miraculos. Și anume, oamenii care vor intra în sistem atâta timp cât tu aplici avertismentele și concediezi oamenii care nu performează, cei care vor rămâne în sistem vor fi cei care iubesc cu adevărat ceea ce se întâmplă acolo. Pentru că este la fel ca în vânzări. Mulți se duc și încearcă să convingă prospecții nepotriviți să fie fericiți cu produsul lor. Scopul nu este să facem pe toată lumea fericită cu produsul nostru. Scopul este să facem pe oamenii potriviți fericiți cu produsul nostru. Crezi că eu nu primesc înjurături? Crezi că ceea ce spun eu este primit de oameni cu lapte și miere? Fuck no. Dar cine crezi că mă interesează ce spun oamenii? N-am. Eu știu către cine mă duc. Faptul că mai vine câte unul și îmi scrie pe la nu știu ce postare de pe Facebook că eu vreau să tratez oamenii ca pe sclavi, ce mă doare pe mine de ăla? În primul rând că nu e în publicul meu țintă sub niciun fel. Doi, este o vorbă care îmi place la nebunie. Nu lua în seamă critica de la o persoană de la care nu ai accepta un sfat. Și atunci lucrurile sunt destul de simple. Așa că scopul nu este să creăm noi o utopie în companie în care toată lumea este fericită. Scopul este să avem o viziune foarte clară, să creăm un context foarte bun de performanță bazat și pe propriile noastre valori.
iar apoi să lăsăm oamenii aia potriviți să ajungă și cei care nu sunt potriviți să ne despărțim de ei. Pentru că altfel ne facem noi viața un iad și lor le facem viața un iad. Așa se ajunge acolo. Mulțumesc foarte mult. Îți mulțumesc și eu, dragule, și mulțumim de întrebări, mulțumim de susținere și cu ocazia asta, pentru că faci parte și din grupa de implementare pe care o susține Adrian, vreau să-i mulțumesc unui om care nu i-a mulțumit până acum, și anume lui Adrian, pentru că a făcut ceea ce a făcut și face ceea ce am visat de enorm de mulți ani. Să găsesc un partener, un om care să nu doar să înțeleagă sistemul, să fi crescut business-uri, să înțeleagă business-urile în general, dar să înțeleagă puterea sistemului și care să aibă și această misiune de a ajuta personal antreprenorii, de a-i ține, nu de a-i ține de mână în sensul de ajutită, ci de a-i ține pe traseu într-un mod disciplinat, astfel încât să implementeze ceva care le va schimba viața și oferă o șansă României. Iar numai eu știu, apropo de să nu faci greșeli în recrutări. Până când am ajuns să-l am partener pe Adrian în partea asta de implementare în TBF Accelerator, o viață, o viață. Adrian știe cât de sceptic am fost eu la început în parteneriatul nostru. Pentru că trecusem prin multe. Mulți care vorbesc și care, da, știu, mă descurc, ce să țin eu 10-12 antreprenori pe drum? Pă! La început îi crezusem că eram și eu puțin mai inocent. Și au făcut antreprenorii aia cu ei, i-au făcut praf. Iar cu ocazia asta vreau să-ți mulțumesc ție, domnule, că faci parte din astfel de program și realizezi lucrurile pe care le realizezi și business-urile pe care le crești, dar vreau să-ți mulțumesc ție, Adrian, pentru că mi-ai îndeplinit visul. Cu drag, cu drag. Bine. E situația aia în care e un vis comun. Sper să ne și vedem, că tot ești în România, poate reușim să ne. Pe 15, pe când la a doua întâlnire, la urmă, nu la, La aveți o următoarea întâlnire. grupă de implementare. Da, nu vinerea asta, că sunt în Târgu Mureș și din păcate nu pot să fug de aici deocamdată, dar la următoarea sunt prezent, dar o să Super. stau în colț, că asta e. Da, dacă tot ești în Târgu Mureș, când vii, poate ne aduci niște cremeș ca să ne delectăm și noi de Lasă-mă că la. Da? mă ține soția mea la o dietă de încep să urăsc Târgu Mureșul. Am Și nu. măcar să ne dai adresa că trecem pe acolo, să trecem și noi, să Da, delectăm. aia vă dau. Aia vă Da, dau. bine. Vă Bine, mulțumesc dragi. pentru atenție și o zi bună vă doresc amândurora. La O zi fel. faină. La Mulțumesc mult, revedere. Răzvan. Ne vedem. Pa, pa, Salutare, domnule. dragilor. Noi știți, ne revedem la următorul episod. Apropo, avem marțea viitoare, pe 22 martie, susțin vestitul webinar de 4-5 ore în care explic întreg sistemul de management în 4-5 ore, total gratuit pentru antreprenorii români și pentru top manageri. Așa că dacă te interesează să înțelegi cum se întâmplă toate lucrurile astea pe care le-am vorbit prin podcasturi și așa mai departe, ai grijă să fii acolo. Intră pe tbf.ro/webinar-management sau dă click pe linkul din descriere, că e mai simplu, și înscrie-te să fii acolo cu noi live. Iar dacă ai o companie mai mare, invită-ți și oamenii din top management ca să învățați împreună. Dar până atunci, știți voi, vorba aia, rămâneți nerezonabili.